România a scăpat de majoritatea restricțiilor anti-COVID-19. Autoritățile au decis ridicarea stării de alertă după 2 ani de pandemie, iar acest lucru a venit cu efecte în toate domeniile, inclusiv în educație. Ministrul Educației a făcut luni seară un anunț îmbucurător pentru mulți elevi și profesori. Din ziua de 9 martie 2022 nu mai sunt necesare orele online sau purtarea măștii de protecție, deoarece din data de 8 martie la miezul nopții s-a anulat starea de alertă. Când a fost COVID-ul, trebuia să ne protejăm. Și mai ales acum e mai bine, ne vedem la față, vorbim mai bine cu profesorii. Câte ore stăteai pe zi cu masca? 6 ore. Nu era deloc, era, cum să vă spun, era și la respirație foarte greu, înțelegeai? Acum ați scăpat de masca, da. Masca de protecție a rămas doar o recomandare în unitățile de învățământ, la fel ca celelalte reguli de igienă, respectiv păstrarea distanțării, spălarea și dezinfectarea mâinilor. De subliniat este faptul că anunțul ministrului vizează inclusiv facultățile. Cum sunt primele zile fără mască? Foarte bine, ne simțim așa mai bine. Suntem mai liberi. Câte ore stăteai pe zi cu masca? 6 ore, maxim. Și cum ți-a fost? Foarte greu. Și nici nu puteai să te concentrezi la orele astea. Nu, te simțeai largul tău. Acum ați scăpat. Da, Doamne ajută. Acum trebuie să purtăm vestă antiglonț, numai mască. La Colegiul Tehnic Decebal din Drobeta, Turnu Severin, reprezentanții unității de învățământ au declarat că, deși s-au ridicat restricțiile, ei vor pune în continuare la dispoziția elevilor și cadrelor didactice măști de protecție gratuite. Într-adevăr, am renunțat la mască. Asta nu înseamnă că nu le vom pune în continuare elevilor și profesorilor la dispoziție măști gratuit, pentru că, de fapt, este la libera alegere a elevilor și a profesorilor. Sunt elevi și profesori care în continuare poartă mască și face parte din doza de responsabilitate pe care cred eu că am învățat-o pe parcursul acestei pandemii, adică atunci când sesizăm că avem probleme de sănătate, să-i protejăm pe ceilalți, să luăm măsuri în consecință, iar purtarea măștii este, de fapt, și recomandarea Ministerului Sănătății pentru a evita, de fapt, îmbolnăvirea la nivelul colectivelor de elevi. Dar, atât pe perioada pandemiei, cât și acum, sunt convins că am învățat această lecție a responsabilității în comunitate. Ne vom proteja, vom avea grijă unii de ceilalți și nu va fi nevoie de alte restricții. Măștile de protecție oferite de unitatea de învățământ sunt binevenite, întrucât unii elevi și profesori continuă să le poarte, chiar dacă nu mai sunt obligatorii. Tu ai ales să porți în continuare mască. Mi-este frică de coronavirus, am avut și n-aș mai vrea să mai am încă o dată. Colegii tăi au renunțat la mască? Da, unii da, alții nu. Este atmosfera mai relaxată? Da, pot spune că da. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că odată cu încetarea stării de alertă se anulează atât toate restricțiile cât și toate facilitățile din școli și universități. Dispare obligativitatea măștii pentru elevi, iar universitățile nu mai pot organiza cursuri online.